Bună ziua! Interviurile video PS News continuă astăzi, iar alături de mine este doamna Anișoara Stănculescu, candidatul BMP la Primăria Craiova. Bună ziua și vă mulțumesc pentru prezență! Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație! Cine este Anișoara Stănculescu? Da, Anișoara Stănculescu... Înainte de candidatul PMP la Primăria Craiovei. Da. M-am născut în Craiova, am crescut, m-am format profesional, deci pot să spun că sunt craioveancă jet de jet. Iubesc Craiova, am rădăcini adânci și oriunde m-aș duce simt nevoia organică să mă întorc în orașul meu. Sunt inginer, am 4 ani de administrație publică, până acum 3 săptămâni am fost subprefect al județului Dolj, funcție din care am demisionat ca să pot să-mi depun candidatura pentru funcția de primar al orașului Craiova. Ce v-a determinat să candidați, să vă implicați în bătălia aceasta din 27 septembrie? Sunt două mari motive, să zic. Primul este legat de încurajările câtorva, de fapt, destul de mulți craioveni pentru a duce în continuare bătălia începută în 2017, când eu am mai candidat la Primăria Craiova. Am obținut un scor de peste 12%, deși eu eram un om foarte nou în politică, făceam politică de vreun an și câteva luni. Și atunci aceste încurajări m-au determinat să candidez, pe de o parte. Pe de altă parte, absența unui candidat de centru-dreapta în Craiova m-a făcut de asemenea să-mi doresc să candidez, pentru că în Craiova un candidat, candidatul PNL-ului, de fapt poate fi considerat ușor nu neapărat de dreapta, ci mai degrabă, să nu zic de stânga, socialist galben, prin promisiunile pe care le face electoratului. Noi știm cu toții că dreapta pune miza pe economie și dacă economie e, toți cei care au nevoie și le pot satisface datorită faptului că se pot crea locuri de muncă, și dacă ar fi să luăm puțin pe firul biblic, ar trebui oamenilor să le dăm mundiță și nu pește. Deci spuneți că de fapt ar fi umblat la Craiova între PNL și PSD? Sau? Nu știu dacă este un blat, dar asta este campania candidatului PNL la Craiova. Se simte nevoia unui candidat de dreapta la Primăria Craiova, pentru că sunt aproape 10 ani de administrație PSD. Deci să înțeleg că încrederea oferită în urmă cu câțiva ani de craioveni v-a determinat și de această dată să faceți pasul. Da. Ce vă propuneți? Care este proiectul? Care este proiectul care vreți să schimbați Craiova? Vreau să vă spun că orașul meu de suflet, Craiova, este azi un oraș închis într-un proiect, cel al PSD, care și-a atins limitele. Pur și simplu, proiectul PSD nu mai poate fi regenerat. Orașul nostru stă pe loc, bate pasul pe loc, și într-un sondaj făcut pe craioveni, 61% dintre craioveni consideră că orașul stagnează sau, și mai rău, merge într-o direcție greșită. În Craiova sunt multe probleme. Craiova este ultimul oraș din țară în ceea ce privește calitatea serviciilor medicale, așa cum sunt receptate de către pacienți, și asta o spun dintr-un raport al Băncii Mondiale. Craiova este în top 5 mari municipii din care se pleacă spre Occident, spre orașele mari ale țării, București, Cluj, predilecție spre Timișoara. Craiova este un oraș închis, pot să zic, este un oraș închis, închistat într-un management prost al traficului și al nerezolvării locurilor de parcare. Craiova merită mai mult. Eu nu pot să spun că nu s-a făcut nimic în toți acești ani în Craiova. Nu s-au făcut lucruri bune. S-au făcut, dar mult prea puține comparativ cu cerințele craiovenilor și cu cât poate Craiova, potențialul Craiovei. Bun, și cu ce vine
PMP? Eu, împreună cu echipa mea de la PMP, avem multe proiecte foarte clare. Pe unele dintre ele le-am atins și le-am discutat foarte mult în această primă săptămână de campanie. Primul și cel mai disputat, să zic, cu foarte multe comentarii contra, dar mai ales pro, este legat de desființarea poliției locale în Craiova. Un alt proiect se referă la un sediu funcțional al primăriei, construirea unui spital pentru copiii Craiovei, de fapt pentru copiii Olteniei, pentru că zona Olteniei cred că este singura din țară care nu are un spital pentru copii. Aici aș vrea să ajungem la o eligibilitate a cheltuielilor pentru promovarea sportului și alimentației sănătoase în școli, pentru că nu există așa ceva, iar Craiova, Doljul, este pe primele locuri în ceea ce privește obezitatea la copii. De asemenea, proiecte mult dezbătute și primite cu entuziasm de craioveni se mai referă și la Craiova, un oraș european. Se referă la un sistem inteligent de parcare pentru mobilitatea traficului urban. La ce se referă orașul? La ce vă referiți când spuneți un Craiova, un oraș european? Mai exact. Craiova, cum vă imaginați că ar trebui să arate Craiova, da, și nu arată acum? Când spunem Craiova, ne imaginăm Craiova, oraș, reședință de județ, municipiu, ne imaginăm un oraș frumos, curat. În centrul orașului, da, într-adevăr, așa este, dar dacă depășești centrul orașului sau, să zicem, zona stadionului, te izbește o imagine de oraș care aparține mai degrabă unei geografii urbane a Americii Latine decât a Uniunii Europene. Sunt terenuri lăsate în paragină, construcții de blocuri agresive care au luat locul parcurilor de joacă, ale parcărilor, ale spațiilor verzi, colectarea haotică a deșeurilor. Nu există colectare selectivă și vă spun sincer, eu și prietenii mei evităm să cumpărăm produse în ambalaje de sticlă, că trebuie să le aruncăm. Or, rezerva planetei este limitată, evident. Curți ale școlilor, terenuri de sport, școli lăsate în paragină. Asta vorbesc nu de centru, ci de cartierele mărginașe, pentru că orașul Craiova nu înseamnă numai centru, înseamnă și cartierele mărginașe, pentru că toți oamenii plătesc taxe și impozite la fel. Prea mult timp de administrație PSD, în care cetățenii Craiovei au fost împărțiți în craioveni de rangul 1, cei din centrul orașului, și craioveni de rangul 2. Ceea ce nu este corect, pentru că taxele și impozitele sunt la fel. Vorbeați de desființarea poliției locale, un subiect controversat? Pro și contra. Da, într-adevăr, pentru că acum mai mult ca niciodată eu și echipa PMP considerăm că este prioritar banul public. Cheltuirea cu capa banului public, în niciun caz Craiova nu își permite să arunce pe fereastră banii publici. Și atunci, luând în considerare faptul că bugetul poliției locale este de aproximativ 7 milioane de euro, bani cu care s-ar putea construi două școli sau 5 km de asfalt, sau s-ar putea cumpăra terenuri. În Craiova, primăria n-a cumpărat niciun centimetru pătrat de terenuri pe care le-ar putea folosi. Și atunci ne întrebăm, este oare nevoie de poliția locală, de o instituție din subordinea primăriei care să consume atât de mulți bani publici? Pentru că polițiștii locali au salarii de aproximativ două ori mai mari decât polițiștii din subordinea Ministerului de Interne. Și atunci ne întrebăm, au ei îndatoriri, au ei competențe peste cele ale polițiștilor de la MAI? Nu, nici vorbă, sunt sub acestea. Și atunci ce fac polițiștii locali?
păzesc primăria și parcurile. Or, acest lucru ar putea fi făcut foarte simplu de niște firme de pază. Poliția locală păzește piețele și târgurile. Păi, avem 10 piețe și târguri care pot să asigure această pază a piețelor și târgurilor. Bun, dar s-ar pune problema și de sancțiuni, că nu, trebuie să sancționăm cumva neregulile din... Da, mă întâlnesc... Paza nu poate paza face nu, dar ce pot să mai facă ei? Da, pentru că în condițiile în care infracționalitatea a crescut, atunci nu se justifică patularea lor pe străzi. Ei nu pot să întocmească dosare penale. Ei pot doar să constate și mai departe se ocupă tot poliția din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Practic, ei păzesc, ridică mașinile împreună cu RAT, cu Regia Autonomă de Transport, verifică dacă pasagerii din mijloacele de transport în comun au bilete. Cam la asta se rezumă toată activitatea poliției locale. Desfințarea poliției locale și punem în loc firme de pază? Sigur că da. Cum reacționează? Mult mai ieftine. Cum reacționează cetățenii? Mergeți, aveți întâlniri, presupun, că în această perioadă, ca de altfel toți candidații au în această perioadă întâlniri cu electoratul. Cum reacționează oamenii la această idee? În general, bine. În general, bine, pentru că în prima fază spun, dar ce o să facem? Ce o să ni se întâmple dacă se desfințează poliția? Pentru că oamenii nu sunt bine informați. Și eu exact asta fac. Cu punct și cu liniuță îi informez exact care sunt atribuțiile, care sunt competențele, care sunt responsabilitățile poliției locale comparativ cu ale poliției din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Și primesc bine vestea. În general, bine. Deci mai mult bine decât rău. Bineînțeles că dacă nimeresc vreo ruda unui polițist local sau chiar un polițist local, normal să nu reacționeze bine, că asta e mai aproape pielea decât cămașa. Bun. Spuneam, aveți întâlniri cu cetățenii. Care sunt principalele lor nemulțumiri? Principalele nemulțumiri sunt legate în general de curățenia orașului, sunt legate de conectarea la infrastructura de civilizație, pentru că în Craiova anului 2020, în Craiova secolului 21, există străzi care nu sunt conectate la rețeaua de canalizare sau, mai grav, sunt străzi care doar pe jumătate sunt conectate și asta nu de ieri, de alaltă, de 20 de ani. Și fac referire strict de la cartierul Brest, e un cartier mărginaș foarte mare. Sunt străzi care figurează asfaltate la primărie. Știu că pare un paradox și aici o să vă spun o scurtă istorioară, o istorioară care, dacă n-ar fi tragică, ar putea fi amuzantă. Ieri la o întâlnire cu cetățenii din cartierul Brestei, mai precis aleea a doua poligonului, oamenii mi-au spus că nu e asfaltată strada și zicea, asta n-ar fi nimic că nu e asfaltată, dar am fost să obținem autorizații de la primărie pentru utilități, pentru canalizare. Și ne-au spus, da, trebuie să plătim o sumă. Oamenii de bună credință de-abia își doreau să aibă și ei canalizare, să nu mai aibă tot felul de scursuri pe la porți. Au plătit și a doua zi sau a treia zi s-au trezit cu utilajele să le spargă asfaltul de pe stradă. Care asfalt? Asfalt nu era. Deci e un paradox. Străzi care figurează asfaltate, dar de fapt sunt neasfaltate și asta de ani buni de zile. Bun, și care este primul lucru pe care îl veți face încă din prima zi de mandat? V-ați gândit așa, prima zi de mandat, ce veți face? Sunt foarte multe lucruri de făcut. Sunt foarte multe lucruri primul de făcut. Lucru. Primul lucru se referă la faptul că cetățenii vor avea ușa primăriei deschisă tot timpul. Pentru că ei își doresc foarte multe, în afară de ce v-am spus, de ce utilități, nu au acces la rețeaua de gaze, care este foarte departe de casele lor și trebuie să plătească până la sute de mii de lei. Și atunci ar fi, soluția e foarte simplă, accesarea de fonduri europene, deci primăria poate să facă acest lucru, acești bani pentru conductele de la magistrala de gaz până la porțile oamenilor să fie suportate, să fie făcut un proiect pe fonduri europene și să nu le suporte cetățenii, pentru că nu pot, sunt costuri foarte mari. Deci asta aș vrea, ușa deschisă la primărie, audiențe pe cartiere ca să fim eficienți
și oamenii să aibă acces la tot ceea ce se întâmplă, să pe site-ul primăriei să fie în detaliat toate contractele. Banii publici nu trebuie să aibă secrete. Deci o administrație publică fără secrete. Oamenii trebuie să știe pentru că sunt banii lor. Deci transparentizare. Totală. Veți mai lucra cu aceeași echipă din primărie? Sau veți face o restructurare? Nu, e prea mult. Și e prea devreme să spun acest lucru, dar da, ar trebui să fie pus la punct și o să cer un audit. Asta e un lucru absolut normal și aș vrea să fie toate instituțiile din subordinea primăriei și ale Consiliului Local să fie luate la bani mărunți, în amănunt, să se vadă exact ce se întâmplă, pentru că trebuie să știm de unde să pornim. Începem o nouă etapă și trebuie să știm exact cum stăm. În Consiliu cum stă situația? Știm că un primar fără susținere în Consiliu... Nu prea e primar, da. Da, nu prea e primar. Aici vreau să ating subiectul cu parcările. Craiova, bineînțeles, în Craiova problema parcărilor este acută, ca de altfel probabil în multe zone ale țării. Dar primăria, printr-o hotărâre de Consiliu, cred că de anul trecut, a stabilit ca toate locurile de parcare să fie scoase la licitație. Este o hotărâre de Consiliu Local, pentru că în Consiliul Local Craiova, majoritate, bineînțeles, oare PSD din 27 de consilieri, 19 sunt PSD. Și atunci este clar că orice se hotărăște, este clar. Da. Și atunci această problemă a parcărilor se poate rezolva mult mai ușor, pentru că o să fie învrăjbiți cetățenii. Nu știu, să se facă licitație pentru loc de parcare, adică nu cred că este echitabil pentru un pensionar, să zicem, de la etajul 1 și un doctor sau un avocat de la etajul 3. Clar că pensionarul va rămâne fără loc de parcare. Nu. Soluția cu care vin eu și echipa mea de la PMP este foarte simplă. Trebuie să inventariem toate locurile de parcare, trebuie să avem grijă ca la fiecare apartament să îi fie repartizat un loc de parcare. Dacă nu sunt suficiente în fața unui bloc, pentru că nu prea sunt, v-am spus, în Craiova, cum este un spațiu liber, un petic liber de pământ, apare o construcție peste noapte. Ori primăria ar fi putut foarte simplu să umpere teren în altă parte, să-i despăgubească pe oameni și să păstreze aceste zone pentru locuri de parcare, spații de joacă sau ce mai este necesar la un bloc. Și atunci, dacă fiecare cetățean va avea un loc de parcare, iar dacă nu suficiente, că se mai întâmplă și acest lucru, ar trebui să se facă locuri de parcare etajate, cum sunt și în alte orașe, în Arad, de exemplu, Oradea, sau în alte capitale ale lumii. Bun, vă întrebam în Consiliu dacă ați discutat pentru o eventuală majoritate. Deocamdată nu, că e de vreme. Nu ați purtat discuții, nu s-au purtat cu celelalte partide pentru o eventuală majoritate după 27. Nu s-a discutat, dar dacă se va discuta și cu siguranță se va ajunge și la acest punct, va trebui să-mi respecte proiectele pe care eu le-am pus pe tapet în această campanie și atunci nu fac rabat de la niciun proiect pe care eu l-am promis craiovenilor și atunci, da, vom vedea ce majorități vor face. Am văzut că aveți un contracandidat foarte puternic acolo la Craiova. Mă uitam pe un sondaj Sociopol, unde Olguța Vasilescu are 49%, da, candidatul PSD la primăria Craiovei, urmată de Antonie Somon per 22%, Lucian Săulescu SR plus 8% și dumneavoastră 2%. Nu știu, nu l-am văzut sondajul. Nu l-am văzut. Știu că a fost un sondaj, dar am înțeles că nu știu de cine era făcut, dar l-au retractat, au zis, au spus, au declarat public că nu este făcut de ei. Nu știu ce este cu el. Nu cred că sunt aceste scoruri. Nu, pentru că au fost aproape 10 ani de administrație PSD. Eu cred că oamenii s-au cam săturat de acest lucru. Ne spuneți că 49% e... Eu zic că este o cifră, este umflată. Acum rămâne de văzut pe 27 ce vor vota craiovenii. Care este relația între PMP, PNL și USR Plus în Craiova?
Am văzut, la nivel de București s-a încercat o înțelegere pentru primăria capitalei, nu s-a ajuns, PMP are propriul candidat în persoana domnului Traian Băsescu. Cum stau lucrurile la Craiova? Au existat discuții pentru candidat, pentru a vă susține sau pentru un candidat unic între cele trei partide? Nu, n-au existat și pe undeva și ăsta este un motiv pentru care eu mi-am depus candidatura, pentru că am considerat că dacă atâția bărbați de dreapta nu au reușit să găsească un candidat unic la Craiova care să învingă PSD-ul, o să vin eu, o femeie de dreapta, și o să mă bat cu o femeie de stânga. Deci va fi o bătălie între două femei, să înțeleg. Eu consider că adevăratul candidat de dreapta sunt eu, Anișoara Stănculescu. De ce ar trebui să vă voteze pe final, că toți suntem în final? De ce ar trebui să vi se acorde un vot pe 27 septembrie? De ce să vă voteze? Pentru că sunt o persoană sinceră, sunt o persoană onestă, atâta timp cât am fost la Prefectura Dolj, le-am arătat craiovenilor că mă preocupă viața lor și cred că le-a ajuns aproape 10 ani de PSD. Vreau să le spun să aibă curaj, să nu se simtă blocați între PSD și PNL și așa cum vor alege pe 27, așa vor trăi. Doamna Stănculescu, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi. Vă mai așteptăm cu mare drag în studioul PSN. Vă mulțumesc și eu. Mulțumesc.